Piața RCA se pregătește de o schimbare majoră. Ministerul Finanțelor, prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, a pregătit un proiect pentru modificarea asigurării obligatorii de răspundere auto după falimentele Euroins și City Insurance. Care sunt principalele modificări ce ar putea ajunge pe masa guvernului? Aflăm de la Cornel Chitucea. Bună dimineața, Cornel, te ascultăm, ești în direct. Bună dimineața, Luiza, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vorbim despre mai multe măsuri care ar putea fi aplicate în perioada următoare în țara noastră, însă deocamdată vorbim doar despre un proiect care va fi înaintat guvernului Ciolacu. În primul rând, vedem că sunt multe modificări importante care i-ar putea afecta direct pe mai mulți români. În primul rând, vorbim despre acele despăgubiri în cazul daunelor morale soldate cu morți. Ele ar putea să fie plafonate dacă proiectul va fi aprobat în perioada următoare. Pe de altă parte, sunt și măsuri în ceea ce privește autovehiculele care depășesc 25 de km pe oră, respectiv bicicletele cu motor sau trotinetele. Totodată mai este o măsură importantă aplicată în acest proiect. Vorbim despre polițele RCA care ar putea să se întindă doar pe o perioadă de 12 luni și nu mai mult, astfel încât ar putea să existe și în țara noastră, similar Italiei sau Franței, acele polițe RCA încheiate pe 5 luni sau chiar mai puțin. Vom vedea dacă proiectul va fi adoptat, pentru că, vă spuneam, vorbim doar despre o inițiativă care se află la stadiul de proiect și va intra în perioada următoare în guvernul Ciolacu pentru dezbateri.